prieteni, bine v-am regăsit la reîntâlnirea cu Sport Sud Special. După o pauză de câteva luni, vara a trecut, iată că suntem deja în plină toamnă, pe finalul lui septembrie. Dragi prieteni, este luni, este ora 19, atunci cu siguranță este Sport Sud Special pe Media Sud. Bogdan Codruță vă spune bună seara încă o dată și vă invită ca începând de astăzi, începând din această săptămână, să ne reluăm întâlnirile noastre periodice. Întâlnirile noastre regulate cu sportul telormănean, cu fotbalul telormănean, cu tot ceea ce se mai întâmplă în această lume clocotitoare, zicem noi, pe alocuri în anumite aspecte în ceea ce înseamnă sportul telormănean. O zi importantă, dragi prieteni, revenim în direct cu actualitatea fotbalistică din Telorman și pentru această ediție de început dăm cezarul ce este al cezarului. Începem să discutăm, să analizăm, să facem previziuni de viitor, să încercăm să vedem ce ne poate rezerva viitorul cu singura, în privința singurei echipe de fotbal din Telorman, care reprezintă județul în șaloanele divizionare ale competițiilor fotbalistice din Telorman și este vorba de Sporting Roșior de Vede, echipă care începând din acest sezon, de pe data de 30 august 2014 și a făcut redebutul, am putea spune, în Liga a 3-a, fosta divizie C. Pentru această seară, dragi prieteni, îl avem invitat în studioul Media Sud la Sport Sud Special pe Gabriel Vlădulescu. Gabriel Vlădulescu, președintele lui Sporting Roșior de Vede. Bine ați revenit și bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule președinte, începem un nou sezon din Sport Sud Special. Ați fost printre ultimii invitați din sezonul 2013-2014 la această masă. Ați fost atunci invitat imediat după ce Sporting Roșior de Vede câștigase barajul cu Compres București, era calificată, erați în perioada în care vă pregăteați de pregătirile de Liga a 3-a. Aveați în față pauza de vară, era nevoie de o reorganizare a clubului, spuneați dumneavoastră, de aducere de jucători, de conturarea unui proiect de buget și așa mai departe. A început campionatul Ligii a 3-a, să spunem pentru telespectatorii noștri că Sporting Roșior de Vede evoluează în seria a 3-a, a Ligii a 3-a, sunt 5 serii, noi ne găsim în seria a 3-a. Da. În seria a 3-a, acolo unde sunt numai puțin de 14 formații. Ați dat câteva interviuri pentru presa telormăneană, spuneați că primele concluzii vor fi trase după 4 partide, spuneați dumneavoastră. Da. Putem încerca primele concluzii acum. Eu spun că a fost o vară cu foarte multă muncă, atât din punct de vedere organizatoric. Cerințele la Liga 3-a sunt mult mai mari decât la Liga 4-a. A trebuit să ne completăm lotul și au fost foarte mulți jucători aduși în vară și foarte, foarte mult de muncă, pot să spun așa. Am început campionatul, am început destul de bine, cu o victorie. Am mers la Chiajna, eu vreau să fac o sinteză acum, am mers la celor 4 etape ce s-a întâmplat până acum. Am mers la Chiajna, am pierdut, să spunem, un nemeritat după aspectul jocului. Eu cred că meritam un egal. A venit acel duș rece cu Astra Ploiești, care, să spun, o echipă de copii am pierdut. Au fost și ceva probleme acolo de arbitraj, dar v-am spus, scuza nu este, nu căutăm să găsim o scuză din ce s-a întâmplat la meciul cu Astra. Am strâns rândurile în continuare, ne vedem de treabă, am mers la Târgoviște. Eu spun că prin jocul prestat la Târgoviște am pierdut 2 puncte, chiar dacă am egalat în ultimele minute, cel puțin în a doua parte, adică de fapt a doua repriză am stat în 30 de metri, în 30, jumătatea lor proprie de teren, ei n-au putut să iasă. N-am putut mai mult, un meci egal, eu zic că e un punct bun, un punct prețios, trebuie să recuperăm cele trei puncte care le-am pierdut cu Astra și sunteți la minus 2. Suntem la minus 2. Nu este foarte, foarte grav din punctul meu de vedere, dar v-am spus, trebuie să ne concentrăm mai mult, să fim atenți, orice joc trebuie tratat cu maximă seriozitate.
În per ansamblu, sunt mulțumit de cele patru jocuri care le-am disputat până acum. Una peste alta, să spun așa, echipa joacă și echipa își creează, are un joc bun. Acolo, un pic la finalizare, dacă încercăm să fim mai atenți, eu cred că rezultatele vor apărea. Domnule președinte, ați făcut o analiză sintetică a primelor etape pe care Sportingul le-a petrecut în acest sezon de Liga 3, în Seria 3, o spuneam la începutul emisiunii. Eu revin puțin în urmă, transformarea unei echipe sau accederea ei de la Liga 4 la Liga 3, dumneavoastră ați parcurs-o pe teren, v-ați calificat pe teren. Sunt două variante, oricum per locul, ori... Nu, problema locului nu se mai poate de mult decât un singur artificiu, să joci o jumătate de an, un an de zile, să joci pe denumirea vechiului club și la momentul respectiv, peste un an de zile, să schimb numele. Dar nu știu dacă cineva poate să facă să așa. Să spunem, să dăm un exemplu, Astra 2 se joace la Turnul Măgurele, dar se numește Astra 2. Nu se mai pot cumpăra locuri de, din cunoștințele mele, de 3 sau 4 ani de zile. Nu se mai pot face cesionări de locuri. Bun, v-ați calificat pe teren, vorbeam atunci, trebuie ca echipa să cunoască o adevărată metamorfoză. Ați avut o vară cu multe meciuri amicale? Nu, aici a fost problema, foarte delicată, să spun așa, pentru că noi n-am avut decât o lună jumate de pregătire și n-am avut timp suficient de a face mai multe jocuri amicale. Probabil că la 1-2 jucători care i-am adus, un pic ne-am grăbit, asta e punctul meu de vedere. Avem 2 sau 3 jucători care au venit în ultima săptămână și n-am putut să-i mai vedem, nu i-am oprit în lot, sunt jucătorii noștri și am împrumutat la diverse echipe de Liga 4 până în iarnă. Dar eu sper, v-am spus încă o dată, sper că după cele 4 etape care au fost până acum, sunt mulțumit de joc, dar trebuie să echipa să omogenizeze un pic. Ușor, ușor, lucrul acesta a început să vadă și după aspectul jocului de sâmbătă. Jucăm sâmbata viitoare la Ștefănești și... Foarte greu meciul. Toate meciurile sunt grele la Liga 4, pentru că toate echipele fac pregătire, toate echipele au în componență jucători de Liga 2, de Liga 3, chiar de Liga 1 și toate meciurile sunt la fel de grele. Domnule președinte, noi avem filmat un meci, avem și rezumatul lui, un meci important, era debutul dumneavoastră în Liga 3. Dacă suntem pregătiți cu rezumatul meciului dintre Sporting Ușor de Vede și Argeșul Pitești, se întâmpla pe 30 august pe Municipalul Roșiorean. Atunci Sportingul revenea după foarte mulți ani în competiția fotbalistică divizionară la Liga 3. Iată, 30 august la orele 18 e tribuna oficială, cred, plină. Argeșul Pitești, aici în atac. Mă rog, într-o tentativă de atac și galeria încă era compactă, nu aruncaseră cu tot arsenalul. Sunteți în albul bleu, acum primul gol al lui Urâtu. Ați început entuziasmant, tribuna era entuziasmată, comentatorul, adică eu eram entuziasmat. Toată lumea a fost entuziasmată. Toată lumea era entuziasmată. Ați avut multe ocazii, ați marcat de 4 ori, ați câștigat cu 4-0 împotriva unei echipe care luase locul 3 sezonul trecut. Și care, cel puțin oficial, ca și CV-ul, venea cu un bagaj de experiență mult mai consistent. Cu jucători experimentați. Chiar dacă tinerii, mulți dintre ei, pleca ca favorită, cel puțin potrivit calculelor hârtiei. Sportingul acasă însă a dovedit că absolut nu are niciun trac. Și a dominat, ca să folosesc un termen de al lui Ilie Dumitrescu, și a subordonat adversarul. Aia sunt niște proteste la un gol anulat al oaspeților, golul 2 al lui Urâtu. Ați avut foarte multe ocazii, ați câștigat cu 4-0, ați mers apoi la Chiajna. La Chiajna v-am spus 3-1, un joc bun, două greșeli de portare. Vreau să nu, încă o dată. Eduard Butoi, despre el vorbiți. Da, nu este o scuză, nu este o scuză lucrul acesta că am pierdut la Chiajna. Noi am avut în componență 5 debutanți la Liga 3. Deci jucători care până la momentul Chiajna
Nu s-au întâlnit, n-au fost decât la primul joc, deci un singur joc în Liga 3-a, cel de-al doilea joc fiind... Erau debutanți în fotbalul profesionist. Debutanți în fotbalul profesionist. Bun, aveți în ceea ce se cheamă organigrama clubului transformări importante față de ce a fost sezonul trecut? Nu. Nu sunt mutări, nu sunt mutări chiar deloc, doar aducerea unor jucători, plecarea altora și atât. Cristi Negru asigură în continuare banca tehnică, s-a încetățenit practic, a fost adoptat de roșiori. E continuitate pe banca... Da, și Cristi Negru, și jucătorii, și eu, toți avem continuitate atâta timp cât sunt rezultate. Când nu vom mai fi rezultate, probabil că se nu vor va lua mai fi continuitate. Se vor lua și măsuri, dar la momentul acesta chiar a fost o speculație de genul acesta. Am discutat-o cu Cristi, el are sprijinul meu total, indiferent de ce se întâmpla sâmbătă la Târgoviște, indiferent de ce se întâmplă sâmbătă aceasta la Ștefănești, el are sprijinul meu total și eu cred că nu se pune problema renunțării la unui antrenor după 4-5 etape. V-am spus încă o dată, echipa joacă, jucând, ușor-ușor vor veni și rezultatele, chiar dacă acum nu sunt bune, sunt satisfăcătoare, din punctul meu de vedere sunt satisfăcătoare, vor veni, dacă vom avea un joc la fel și vom trata toate partidele, la fel cum am tratat-o pe cea de la Târgoviște, la fel cum am tratat-o pe prima etapă cu Argeșul Pitești, eu vă garantez că vor apăra și rezultatele, pentru că nu avem o echipă slab valorică, să spun așa. Din potrivă, m-a surprins plăcut prestația din primul meci, singurul pe care l-am văzut. Mi s-a părut că nu suferă deloc echipa la capitolul omogenitate, ținând cont de... Câți jucători au plecat și câți au venit, aproape de nerecunoscut echipa dumneavoastră. Adică era un Moșteanu, era un, cine mai, Urâtu, da. Dicu, Vișan, da. Din vechea gardă. Pe teren altul n-am mai recunoscut. Da, aceștia patru. Aceștia patru erau. Aceștia patru. Au mai venit Lătea, Celic, atacanții pe acolo. Da, da, dar, da. Sunt 6 jucători noi în echipă și 12 total aduși. Pentru că noi aveam un lot și numeric foarte mic, 14 jucători aveam la Liga 4. Cunoaștem peripețiile lui Sporting în Liga 4. 14 jucători aveam la Liga 4 și a trebuit să-l... Acum avem un lot de 21 de jucători, un lot mult mai mare. Și... Bun, să lămurim problema cu Cristi Negru. Deci Cristi Negru, atâta timp nu-l țin nici eu, nu-l ține nimeni, doar rezultatele și ceea ce face la roșiori, au făcut numai lucruri bune până acum, deci din punctul meu de vedere are sprijin total și face, vă spun eu, că face lucruri destul de bune și echipa poate să alerge, echipa are un joc, echipa are o direcție. Am spus încă o dată, eu sunt mulțumit de ceea ce face Cristi Negru până la momentul acesta la roșiori de vede. E nevoie să mai fie mulțumit și altcineva în afară de președintele Gabriel Vădulescu? În primul rând, toată lumea trebuie să fie mulțumit și cei care ne sprijină financiar și publicul, toată lumea, nu numai eu, pentru că nu e echipa mea, eu nu fac altceva decât să o conduc și să încerc să veghez la... bunele lucruri, ca tot ce se întâmplă acolo să facă cu profesionalism. Primii care trebuie să fie mulțumiți, din punctul meu de vedere, spectatorii sunt cei care trebuie să fie satisfăcuți de jocul echipei. Și ați văzut și dumneavoastră, în prima etapă am avut aproape 1200-1300 de spectatori. Performanță pentru Performanță, vreau să vă spun, performanță și pentru multe echipe de Liga Doua, care joacă cu 5-600 de spectatori și sunt orașe mari. Eu spun că dacă vom avea un joc bun și rezultate bune, vom atrage mult mai mulți oameni la stadion. De fapt, ăsta este și obiectivul nostru, de a juca cu tribunele pline. Mă bucur foarte mult pentru că ați subliniat așa sentențios aceste lucruri. Principalul obiectiv al echipei este aducerea oamenilor la stadion și bucuria oferită suporterilor, ținând cont de ceea ce se întâmplă pe multe stadioane. Nu vorbesc de... Ați văzut și dumneavoastră jocuri de Liga 1-a fără exact. Spectator. Nu are... 2-300, 1000, 1000 și ceva, mai rău ca la un meci de Liga 3-a. Eu spun că la un joc de Liga 3-a cu 1500-2000 de spectatori...
Și e cred ceva că vor mai veni. Important ca echipa să joace și se tot spune chestia asta, toată lumea afirmă, domne, pentru public, pentru nu știu ce. Puțină lume ține însă cum de public. Eu cred că la Roșiori ce relație aveți cu publicul? Galeria, cu facțiunile? Avem nu numai, deci publicul nu înseamnă numai galeria, publicul înseamnă tot omul din oraș. Eu spun că avem o realizație bună, nu am deranjat pe nimeni, încercăm să facem toate eforturile. Vreau să vă spun un singur lucru. Să știți că mulți oameni din oraș au venit și mi-au cerut să încercăm să băgăm bilete, dar am spus câteva etape până vedem unde stăm cu echipa. Intrarea va fi gratuită. Probabil în viitorul apropiat, dacă echipa va merge și dacă toate vor fi ok, atunci vom băga și bilete. Probabil simbolic 2-3 lei, nu știu, nu hotărăsc numai eu, cu Consiliul de Administrație împreună cu... Să vedem ce decizie luăm în privința asta. Dar v-am spus încă o dată, dacă jocul echipei merge și lumea va fi la stadion, indiferent că va fi frică, va fi ploaie, că va fi soare, lumea va veni la stadion. Pentru că e dornică de fotbal, să știți că publicul roșiorean și nu numai publicul roșiorean, în general publicul de la noi din județ, eu am fost la atâtea jocuri și în Liga 4, ușor a început să învețe și regulamentul, e un fin cunoscător al fenomenului. S-a civilizat foarte mult, da, și publicul. Da, da. Domnule președinte, interesant și ideea asta interesantă cu biletele. Eu vreau să vă întreb, pentru că nu cunosc foarte bine situația din Liga 3-a, se practică intrarea cu bilet la eșalonul ăsta? Poate pe la Târgoviște, zic și eu, la concurs. Nu am cunoștințe foarte mari, dar eu spun că, încă o dată, dacă echipa joacă, acei oameni care vin la joc, 2 sau 3 lei înseamnă... Un cornet de semințe. Un cornet de semințe vor da. Și pentru noi, să știți că, neavând un buget foarte mare, sunt bineveniți acele câteva milioane care le strângem de acolo, le colectăm de acolo. Momentan, intrarea e gratuită. Momentan, intrarea e gratuită. Ușor, v-am spus, încercăm să sondați piața. Să facem și un poster, încercăm să edităm niște programe, dar toate la timpul lor. Nu putem să să mergem cu ele toate, să încercăm să le facem pe toate odată și să nu facem... Să clacați. Să clacăm. Vorbim despre lotul formației. Am numărat adineauri 4 jucători, am rămas din vechea gardă, care a făcut pasul ăsta de la Liga 4 la Liga 3. Și dacă tot vorbim de o vară care a adus foarte mulți jucători noi la Sporting Roșiori de Vede, să vedem și câteva imagini cu jucătorii Sportingului, surprinși la încălzire înainte de debutul meciului contând pentru prima etapă. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie cu imaginile, iată-i la încălzire. Da, greu de identificat așa, nu am nici... E Moșteanu. El are și atribuțiuni de antrenor secund? Da. Da? Foarte disciplinat tactic și foarte inteligent tactic jucătorul, multă experiență. Moșteanu este cu jucător cu experiență, jucător cu multe jocuri la Liga 2. E un câștig păstrarea lui în rândurile formației din Roșiori. Au dispărut nume importante, au venit de asemenea nume importante. Ce îmi vine acum în minte, fără să am nimic scris, notițele, Lătea, Celic au făcut pasul de la Alexandria la... Da, uitați, sunt jucătorii din asta sau împrumutați? Nu, sunt jucătorii lui Sporting Roșiori, dacă nu mă înșel, un an și jumătate sau 2 ani. Celic, Lătea, un an și jumătate sau un an, nu rețin minte. Sunt jucători buni. Acum, da, eu sunt foarte mulțumit. Am rămas un pic dezamăgit de Celic, eu l-adusesem ca portar titular. Nu știu, poate e posibil că a avut vreo problemă, nu pot să dau seama. E rezervă la Sporting. Nu mai este rezervă, el este la noi, l-am împrumutat la turnul prin venirea la Sporting. Da, prin venirea lui
Preda Andrei, jucător, portarul Universității Craiova, rezerva portarul, rezerva lui Hotobuc. Am preferat să-i dăm lui drumul să joace, să nu ținem, să nu, nu, nici financiar nu ne puteam permite să ținem trei portari în lot și am preferat ca până în iarnă să-i dăm drumul lui Celic la turnul Măgurele, să joace la turnul Măgurele. Bun, Celic a venit de la FCM, la Sporting Roșiori, a debutat ca rezervă, dacă putem să... Nu, a și jucat, un 20 de minute, a jucat la Chiașna, el a intrat ultimele 20 de minute. Eduard Butoi, care e povestea cu el? El era titularul postului de portar. Vedeți, dumneavoastră, multă lume m-a întrebat de ce nu joacă X, de ce nu joacă Y. Regulamentul e un pic aspru pentru noi, să spun așa, pentru că noi suntem obligați să jucăm cu 3 jucători sub 21. De ani. Și, da. Și încă nu... Am găsit trei jucători buni sub 21. Am avut și problema cu plecarea lui Vișan, care a plecat în Germania. Nu mai este la echipă. Nu mai este la echipă. După prima etapă a plecat în Germania și era jucător sub 21 și ne-a deregrat un pic. Dar zburdalnic Vișan. Dar Cristi trebuie să găsească soluții. Da, este antrenorul echipei și trebuie să găsească soluții și să o aleagă pe cea mai bună. Alte permutări de la fluierul de Standard primei etape și până în prezent, deci Celic este acum la Sporting Turnul Măgurele. Da, Celic este. Vișan este undeva în Germania. Da, Cheda un fundaș central sub 21 și cu Marin, un jucător de la Chiajna, nu neavând timp să-i vedem și ne permițându-ne să-i băgăm în meciuri oficiale, am preferat să-i împrumutăm la voința sa ele până în iarnă urmând să, având mai mult timp, ne putem edifica asupra lor. Dar ei sunt jucători care ne-au fost recomandați, eu chiar am fost la un joc, i-am văzut, probabil că vom mai merge la unul, două jocuri care le vor mai avea și ne edificăm și asupra lor până în iarnă. Câți jucători mai are Sportingul acum în pregătiri? 21 de jucători. Chiar aceste plecări n-au afectat numărul total al lor? Nu au afectat cu absolut nimic numărul total. Așa am și spus, 18 plus 2, 19 plus 2. Aici avem 21 de jucători. Eduard Butoi și Preda asigură postul de portar? Da. Aveți 2. Da. Avem pe fiecare post în parte. Dublură. Avem dublură, să știți. Deci avem 3 atacanți, 4 atacanți, 4 mijlocași și... cât 5 fundași centrali, adică fundaș central, fundaș, cine poate să joace fundaș central, poate să joace și fundaș stânga sau fundaș dreapta. Deci avem zonele acoperite. Vedeți și dumneavoastră, sâmbătă Floricel a luat roșu cu Astra. Eu plăcut impresionat de jocul Sitaru la meciul acesta, la fel și el debutant. Avem soluții pentru fiecare post în parte, dacă... Aveți soluții pentru fiecare provocare în parte, pentru că... Nu, pentru fiecare jucător. Dacă pierdem un jucător, avem soluție pentru... Câți jucători aveți împrumutați la alte echipe și cam pe unde sunt ei? În Tellerman în principal? Da, majoritatea sunt în Tellerman. Avem jucători împrumutați la mai multe echipe, la Plosca, avem jucători împrumutați la Turnul Măgurele, avem jucători împrumutați la Saele. De obicei la Peretu, de obicei la echipele de Liga 4 am împrumutat jucători, chiar am avut la Țigăniști. Eu am încercat ușor, ușor să... Merge să-i vedeți? Da, la atunci când ne permite timpul și... mai ales când jucăm acasă, merg la fiecare joc de Liga 4. Majoritatea formațiilor pe care le-ați numit, acolo unde Sportingul are jucătorii împrumutați, au pe bancă și antrenorii serioși. A contat și argumentul ăsta în împrumutul pe care l-ați acordat? Absolut că da, pentru că la Saele, acolo e o treabă cât de cât serioasă, fac și pregătire. La Plosca e Sandu, la fel, e o treabă serioasă. La Țigănești, Florea, la fel. Deci, peste tot unde am încercat să împrumutăm jucătorii și după cerințe, pentru că nu pot să împrumutăm jucători, la fel, noi nu am pus problema așa, dar nu putem să împrumutăm un jucător și jucătorul să stea pe bancă. De-aia îl și dăm ca să joace. Așa îl țineam la noi, îl țineam la club și juca... Ei sunt titulari la echipele lor. Da, marea majoritate titulari.
Am înțeles. Domnule președinte, vă așteaptă o etapă cu numărul 5 în Liga a 3-a. Veți juca pe La 27 Ștefănești. septembrie de la ora 17 la Ștefănești, al doilea meci în deplasare. Ce așteptați? Ce așteptați aveți de la... Pentru că e o echipă care e sus în clasament. Da, eu Chiar am dacă au spus trecut puține meciuri. toate jocurile le abordăm la victorie. Sper că au tras o concluzie și, să zic așa, învățătură de minte și pentru băieți, să nu mai luăm de sus cum i-am luat pe Astra, o echipă de copii. Au văzut despre ce e vorba, pentru că dacă nu ești suficient de atent și dacă nu ești suficient de precaut, fotbalul te pedepsește, te joci cu ocaziile. Mergem la Astra și eu vă garantez că dacă prestăm același joc care l-am prestat la Târgoviște, vom fi greu să Să nu veniți cu punct. va fi greu să nu venim cu cel puțin un punct. Nu erau niciun punct. Nu este În orice punct, deplasare orice punct, contează, nu se orice punct adunat. contabilizează. Uitați-vă și dumneavoastră, echipa Podari cu 6 sau 7 jucători în componență de la Universitatea Craiova, mă refer la Morgan, la Pe ultimul Săceanu, loc. și nu au acumulat niciun punct. Deci e imprevizibil. Uitați-vă la Chindia Târgoviște cu buget, dacă vă spun bugetul, vă speriați, 26 de miliarde. Nu a putut să-i bată pe Vișina. Au făcut un 2-2 după ce au condus cu 2-0, deci Banii nu totul. aduc neapărat fericirea în fotbal. Nu, nu. Da, corect, așa este, dar. Și nici alăturarea profesionalismului, seriozității, bugetului mare, e acel ceva care se cheamă Vreau să vă noroc, mai spun ceva și o farmecul. constatare. La Liga 3-a, totuși, jucătorii nu au constanță. De fapt, ei n-au constanță nici la Liga 1-a, pentru că un joc joacă foarte bine, un joc foarte. Ați văzut, Nu sunt există, cazuri. da, nu există constanța în Nu există jocuri și predictibilitate. de aici apar și rezultatele acestea Și de asta la surpriză. Liga 1 de obicei se transferă pe fundașii pe bani mai mulți. Pentru că cei care sunt de la mijloc în sus sunt foarte imprevizibili. Da, Îți fac două meciuri nu bune într-un există retur de constanță. campionat, Da, nu există îți ia constanță. ochii, faci acolo un dividiu și... Haideți să ne aruncăm ochii puțin pe câteva grafice. Să începem cu rezultatele înregistrate în Liga 3-a, Serie a 3-a, meciurile etapei a 4-a. Le comentăm puțin. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie, așteptăm graficul cu rezultatele înregistrate în etapa a 4-a pentru a ne arunca o privire. Iată-le. Club Sportiv Afumați 1-1 cu Urban Titu. Atletic Bradu 2-1 cu Podari. Argeșul Pitești 0-0 acasă cu Colegiul Național, ce aici, Dinicu Golescu din Câmpul Lug. Este o școală de Sau... fotbal, dar este echipa susținută de Consiliul Local al Câmpulungului. Concordia Chiajna 4-0 cu Inter Clinceni, Astra 2-3 cu Ștefănești, Vișina 9-2-2 cu Fotbal Club Chindia Târgoviște și Fotbal Club Municipal Târgoviște, 1-1 cu telormănenii noștri Sporting Roșiori de Vede. Care ar fi favorita la promovare din această serie a Din treia? punct de vedere financiar, ca buget, și mă refer și ca echipe, cred că Ar fi Chindia. cele două echipe se vor bate la promovare, Afumații și cu Chindia Târgoviște. Asta este părerea mea. Una dintre cele două va promova. Despre Târgoviște am auzit, Chindia Târgoviște e un nume cu rezonanță totuși în fotbalul românesc. Despre Astra, despre Argeșul Pitești și Inter Clinceni în ultimii ani și-a format un nume onorabil în fotbalul divizional. Despre Afumați nu știm mare lucru. Ce au ei acolo? E un Afumații orășel? Ce este, este Afumați? nu, este o comună Sau o lângă comună? București, dar au o bază sportivă foarte, foarte bine pusă la punct, cu anexe și cu, Sunt probabil, bine cu, organizați? deci foarte bine. Deci eu am fost, dacă nu mă înșel, anul trecut, am fost observator la un joc, voluntarii Afumați, 1-0 scorul final pentru Afumați. Vreau să vă spun că foarte multă lume bună în tribună, adică mă refer la oamenii de fotbal,
Cred eu că își doresc promovarea anul acesta. Ei și anul trecut s-au luptat la titlu. Voluntarii au fost până la urmă cei care au promovat, dar nici Chindia, da, Chindia va avea, va fi greu pentru Chindia să lupte cu afumații. V-am spus și din punct de vedere financiar foarte potenți. Dacă mi-amintesc bine, atunci la momentul respectiv au jucat pe o primă de, din ce am înțeles eu, de 1500 de lei. Deci foarte mulți bani pentru Liga 3 un meci. Liga 3 un meci, da. Bun, avem și un clasament după 4 etape, îl vizionăm, așteptăm din regie clasamentul pentru telespectatorii noștri. 4 etape s-au scurs, dragi prieteni, din seria 3 a Ligii 3, avem acum clasamentul provizoriu. El poate spune foarte multe, se poate comenta, se pot face tot felul de speculații, se pot face tot felul de scenarii. Întotdeauna cifrele, statistica spune destul de multe lucruri. De asemenea, sunt lucruri cel puțin în fotbal, spre deosebire de atletism, în care cifrele nu spun chiar totul. Pe prima poziție, Concordia Chiajna cu 10 puncte după 4 etape. Clubul Sportiv din Ștefănești, acolo unde Sporting Loșilor de Vede va juca sâmbătă. 10 puncte, poziția a doua. Clubul Sportiv din Afumați, despre care am discutat în momentele precedente, 8 puncte, poziția a treia. Chindia Târgoviște, egalitate de puncte, 8, poziția a patra. Fotbal Club Municipal Târgoviște, de asemenea, 8 puncte. Pe poziția 5-a, Urban Titu și au echipă de tradiție în acest eșalon, 5 puncte. Dinicu Golescu din Câmpul Lung, 5 puncte. Sporting Loșilor de Vede, poziția 8-a. Și aici subliniem poziția 8-a cu 4 puncte. Atletic Bradu, 4 puncte, poziția 9-a. Vișina 9, 4 puncte, poziția 10. Astra Ploiești, 3 puncte, poziția 11-a. Locul 12, Argeșul Pitești cu 2 puncte. Inter Clinceni, surprinzător după părerea mea. Așa, din afară, un punct și poziția 13 și pe ultima poziție, fără niciun punct acumulat în clasament, minus 6 la adevăr, Clubul Sportiv din Podari. Mulțumim regiei de emisie pentru clasament. Domnule președinte, într-un interviu pe care l-ați acordat cu ceva săptămâni în urmă, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, pentru un site de specialitate din Telorman, a fost întrebat ce obiective are Sportingul. Ați vorbit de locurile 8. Am spus, primul obiectiv al nostru este să aducem lumea la stadion, să avem cât asta mai e primul obiectiv. Asta e primul obiectiv. Și dacă lumea va veni la stadion, atunci vor fi și dacă vine lumea la stadion și vor fi și rezultate, 100% vor fi și rezultate. Obiectivul nostru este să ne casăm în partea superioară a clasamentului, locul 1. 8, să spun așa. Sunteți în grafic, și așa. Nu, e prematur să discutăm acum cu 4 etape. Vom discuta la sfârșitul turului. Atunci vedem la jumătatea campionatului unde stăm. Acum e prea devreme. Eu spun că e prea devreme. Nu s-au dus decât 4 etape. Mai sunt încă 9, deci mai avem încă mult. Avem foarte multe meciuri grele. Urmează după Ștefănești, urmează meci cu Clinceni, o echipă care e în criză. Au pierdut primul joc așa cum l-a pierdut dintr-o eroare, să spun eu, sau neavând documentele legale ambulanța, nu s-a jucat jocul. E așa probleme de organizare și mă dați seama că și ei vin și nici Podarii, la fel, echipă care totuși sunt câteva investiții destul de serioase. Am înțeles că a schimbat și antrenorul din științele mele și vedem. Lupta merge mai departe. Poziția 8-a pentru iubitorii fotbalului din Telorman, pentru Sporting Loșilor de Vede, un debut promițător. Acceptabil, nu. Eu spun că încă este acceptabil și am mai spus, am mai și declarat, lumea să aibă puțină răbdare cu noi, să ne ajute de după 5-6 etape, ar fi ok să ne duce de 4-5 etape, 6 etape, să înceapă să ne judece. Vă dați seama dacă aveați 4 victorii din 4 acum? Nu, dar eu vă spun că 6, 7 sau 8 puncte puteam să le avem liniștiți la momentul ăsta. Adică un meci egal, eu spun că la Chiajna era echitabil. Am pierdut cu Astra, deci încă 4 puncte puteam să le aveam în... Dar asta e acum. Mai depinde și de conjunctura
fiecărui joc. Da, v-am spus. Să intri concentrat, să intri modest. La 0-0, minutul 60, am avut un penalty acordat de arbitru, asistentul a intervenit peste el. Cum e arbitrajul la Liga 3? Ați fost unul dintre oamenii care nu ieșeați mereu sau foarte des în Liga 4 contra arbitrajilor, dar țin minte câteva episoade în care ați avut atacuri furibunde. Sincer, vă spun. Vă e dor de Liga 4? Nu, dar am văzut un val acum de tineri. Uitați-vă ce s-a întâmplat sâmbătă la un meci la Pitești. Un jucător a degajat o minge în tribună, din teren, mingea fisă în joc și i-a acordat cartonaj roșu. Scrie în regulament așa ceva? Nu, bine. Sunt foarte mulți arbitri tineri, fără experiență, aleargă bine, știu un pic de carte și... Ce carte? Că dacă regulamentul e în fotbal, că alte da, cărți... nu, deci una peste alta noi n-am avut probleme cu arbitrajul, v-am spus, la jocuri... N-ați pierdut puncte pe mâna arbitru? Ba da, cu puncte, eu pot să spun că la meciul cu Astra am pierdut punctele pe mâna asistentului, da. Deci la meciul cu Astra pe mâna asistentului, da, m-am spus, nimeni nu ne-a lăsat pe noi din 7-8 ocazii care le-am avut, două bărți, asta este. Dar a venit CCA-ul acum cu niște reguli noi, văd că trimite numai... asistenți tineri, cu două, cu trei jocuri. Nu știu dacă dumneavoastră v-a plăcut arbitrajul la prima etapă. Era debutant? Sau... Al doilea sau al treilea meci. Nu cunosc regulamentul. Vreau să vă spun că nu cunosc regulamentul. Mi-au luat vizele medicale, mi le-au luat din carnet, n-au știut. Deci nu știu nici regulamentul, unii dintre ei. E complicat regulamentul de fotbal? Uneori pare foarte complicat. Dacă nu știi, e foarte complicat. Dacă nu-l cunoști, e foarte complicat. Pentru că eu dacă cunosc delegații care... Dacă nu-l cunoști, e foarte complicat. Dacă nu-l cunoști, e foarte complicat. Ești supus greșit. Sunt multe chichițe, pentru că și vorbesc în primul de Liga 4 și am văzut și aici tot felul de contestații peste contestații pe la diferite meciuri, mici greșeli. Unele le-am sesizat după margine. Un club să conduce și după regulament. Și după regulament? Un club să conduce. Nu numai după regulament. Nu numai după regulament, și după regulament să conduce un club, să știți. Pentru că dacă nu știi când să faci un transfer, dacă nu știi anumite... Nu știu, partea de organizare e un pic mai complicat. E un pic mai complicat. Eu am experiența 14, 15, 10 ani de conducere și nici eu nu pot să le stăpânesc pe toate, dar unde nu știu, dau telefon și mă edific. Nu vreau să mai folosesc chiar și cuvântul complicat. E ambigu în anumite privințe regulamentul organizării competițiilor fotbalistice în România, pentru că, cel puțin ca telespectatori, din postura de telespectatori, am urmărit niște dezbateri legate de niște probleme regulamentare în Liga 1, păreau filosofice, așa, cu niște jucători care jucaseră într-o etapă. E ambigu, se poate interpreta anumite chestii legate de jucători, pentru că sunt multe lucruri. Nu, în marea lor majoritate sunt puse la punct, dar v-am spus, totdeauna... E loc și de mai bine. Și transferul acela cu două echipe, trei transferuri și să joace la două echipe. Mulți nu-l înțelegeau. Sunt unele lucruri care, într-adevăr, trebuie să le citești de două, trei ori, să nu să le citești motamos, să încerci să le aplici. Sunt câteva, unele articole care, vă spun sincer, nici eu nu le înțeleg. Da, încă o dată, întreb, nu mi-e rușine, întreb. Bun, am vorbit de câteva echipe, am dat și câteva nume, Chindia Târgoviște, Clubul Sportiv Afumați, bine organizate și cu foarte mulți bani. Da, bugete mai mari. Cum stați la organizare și la bani? La organizare ați văzut-o dumneavoastră cum stăm, o știți, o vedeți, ați văzut-o la prima etapă cum stăm. Dumneavoastră spuneți dacă stăm bine la organizare sau nu stăm. Eu spun că din punct de vedere organizatoric nu avem niciun fel de problemă. La bănuți, un pic mai greu aici. În ce sens? Pentru că greutățile pot fi de diverse feluri. E greu. Principalul finanțator este Primăria Roșiori. Mai avem câțiva sponsori pe lângă noi. Avem totul limitat. Suntem la limită, dar suntem la zi. Sperăm că rezultatele vor aduce mai mulți oameni lângă echipă. Oameni potenți financiar. Am înțeles că astăzi s-a dat și o donație de guvern din care
reglementează un pic finanțarea cluburilor sportive. Nu știu, probabil că peste câteva zile va apare monitorul oficial, mă voi uita și eu. Nu știu, la momentul ăsta nu știu, dar pentru a permite primăriilor să se implice mai mult în susținerea financiară, da, să se implice mai activităților sportive. Era legea dată un pic ambiguă, ai voie să faci aia, să dau banii, ai voie să faci aia, n-ai voie să faci cealaltă, că... n-ai voie să dai salarii de la primărie. Chestii de probabil. De la Ploiești a venit DNA-ul. Da, cluburi mari, sunt foarte mulți milioane bani. De euro. Milioane de euro, nu cred că la noi la... Nu, păi nu, că e mai mult cheltuiala pentru... dar e ambiguă treaba. Am înțeles că astăzi a dat o ordonanță de guvern prin care clarifică lucrurile astea și dau voie primărilor să sprijine cluburile financiar. Cluburile, cluburile sportive, cluburile sportive, nu numai fotbalul. Nu neapărat fotbalul, da. Pentru că cel puțin într-un județ cum este Telorman, dar vedem și la Liga 1, echipe susținute financiar de Liga 1, unde costurile sunt enorme, au susținători din partea primărilor. Da, v-am spus, sau și noi avem susținere financiară din partea primăriei, n-am întâmpinat niciun fel de problemă până acum, dar vedeți, totuși Roșiori de Vede e o primărie săracă, nu e o primărie foarte... Și orașul e, dar noi încercăm, v-am spus, încercăm să supraviețuim și nu cred că vom avea probleme de genul ăsta, cel puțin până la sfârșitul campionatului, nu vom avea probleme. Din punct de vedere financiar, adică acele indemnizații care le dăm, să le dăm la zi, să asigurăm organizarea, care e undeva între 4.000-4.500 de lei, atâta costă organizarea, să știți, la Liga 4, adică la Liga 3. La 40-45 de milioane. Da, 4.000-4.500 de roni. Astea sunt... Salariile la jucători sunt... Sunt mici, sunt mici. Ei primesc o indemnizație de... Făcuseți dumneavoastră o schemă de salarizare a jucătorilor în precedenta noastră întâlnire, spuneați că dați un salariu de încadrare modic și apoi prime de performanță. Da, ei au avut și prime. La alea fel, trebuie să le ia. Vreau să vă spun că chiar după primul meci, unul dintre sponsori a venit și a spus: bun, uite, eu pot să-ți dau o sumă, să vii să-ți dau o sumă de bani, mi-a plăcut jocul de astăzi, sperăm să același lucru se întâmple. Să-i mai placă. Să-i mai placă și la alții și să încercăm așa să... supraviețuim. Echipa este construită cu contracte la jucători pe o perioadă mai lungă de un an sau sunteți limitați? Deci la Roșiori de Vede nimeni nu e bătut în cuie, începând cu mine și terminând cu magazinerul de acolo, e normal. Când la Roșiori de Vede niciun jucător nu este sub contract minim, nu am și jumătate semnează. Cel puțin v-ați păstrat cel puțin un an. Sunt jucători care le expiră contractele peste 2, peste 3, peste 4 ani, dar minim un an și jumătate. Ca să aveți garanție. Altfel nici nu se pune problema să ne încurcăm cu vreun jucător. Deci nu aveți jucători împrumutați pe 6 luni? Nu, noi nu avem niciun jucător împrumutat. Nu. Cu toate că mi-aș fi dorit să împrumut 2 sau 3 jucători, n-am reușit să împrumut ce am vrut eu și așa am renunțat. Da, v-ați respectat principiul, pentru că țineam minte din ceea ce și cu Sporting. Da, vreau să vă spun că contracte... sub contract cu Roșiori, cu Sporting Roșiori acum sunt în jur de 50 de jucători. Și pe unde sunt ei? Prin diverse... Sunt împrumutați, 21 de jucători sunt activați la Roșiori și ceilalți sunt împrumutați. Foarte mulți prin Telorman. Numai în Telorman la momentul ăsta. Foarte interesant. Comportament de mare echipă. Mă rog, păstrând proporțiile. De unde aveți jucători? Aveți acolo centre de juniori? Nu, acum... Aveți cu motivate? Nu. Ați luat jucători cu contract? Nu, am luat jucători liberi de contract. Vă dau exemplele, cele două exemple. Chedad și cu Marin. Marin vine de la Chiajna. A venit pe ultima sută de metri, l-am luat ca jucător liber, Chedal l-am luat ca jucător liber, recomandat tot așa de cineva. N-am avut timp să-i vedem, i-am împrumutat. Ei sunt sub contract cu Rova, cluburile la care activează îi plătesc, nu-i plătim noi, cluburile la care activează îi plătesc. Noi suntem mulțumiți că au competiție și sunt angrenați în competiție. La momentul când avem nevoie de ei, vom chema înapoi, cum l-am luat și pe Celic, cum l-am împrumutat, am preferat să-i dăm drumul să joace, nu ne-a dat informația, nici mie, nici lui Cristi, că poate să ne ajute în retură. A avut câteva jocuri mai
în care a greșit și am preferat, v-am spus, dar nici nu ne puteam permite trei jocuri și era și păcat ca lui să nu-i dăm drumul să joace, pentru că el totuși e un portar bun. Probabil că a avut o pasă mai slabă, da. Mai slabă, da, și m-a surprins prezența lui pe bancă. Da, v-am spus, probabil că începea Cristi cu el, dar suntem condiționați și de cei trei jucători sub 21 care trebuie să avem 90 de minute în teren. Asta este. Domnule antrenor, mai sunt câteva minute. Nu sunt antrenor. Domnule președinte, sunt obișnuit. Aș dori să fiu și antrenor, dar e o meserie care nu-mi place. Nu vă place? Nu. Păi sunteți la mâna președintelui, de-aia nu vă place. Nu neapărat, dar nu-mi place meseria asta, nu am răbdare. Nu aveți nici licență de antrenor? Este nu și dar nici. Nu, ați rezistat tentații, pentru că mulți au. Deci eu fac doar ce consider că mă pricep și ceea ce îmi place. Nu fac un lucru care să-l fac doar pentru a fi acolo. Deci o licență doar pentru a fi acolo, nu. Dacă nu-mi place, nu fac lucrul acesta. Ne aruncăm o privire rapid așa pe meciurile din etapa a 5-a. Dacă suntem pregătiți, regia de emisie cu afișarea programului etapei a 5-a din seria 3-a a Ligii a 3-a. O etapă care se va desfășura pe 26 și 27 septembrie la finalul acestei săptămâni. Așteptăm și graficul pentru telespectatorii noștri. Până atunci însă să vă spunem că la Fumați va merge Fotbal Club Municipal Târgoviște. Urban Titu va primi acasă pe Atletic Bradu. Clubul sportiv din Podari va primi de asemenea vizita acasă a Clubului Sportiv Vișina Nouă. Chindia Târgoviște primește pe Argeșul Pitești. Dinicu Golescu joacă acasă contra Concordiei Chiajna 2. Inter Clinceni, meci foarte interesant cu Astra pe teren propriu la Clinceni. Și Clubul Sportiv Ștefănești primește vizita lui Sporting Roșiori de Vede. Domnule președinte, vreau să vă mai întreb un singur lucru. Una dintre dorințele dumneavoastră înaintea debutului acestui sezon de Liga 3 a fost schimbarea numelui echipei. Acum, istoria fotbalului telormânean, în speța fotbalului roșiorean, este foarte încălcită. Din câte știu eu, a existat o echipă Sporting prin anii 60-70 care a avut și o aventură prin divizia C, în vechea ei organizare, a dat baraj cu Chimia Turnu Măgurele, ceva din nou, prin 73. Da. În anii 70. Am o statistică și eu și am și câteva documente. Rova e altceva decât Sporting. Rova este din 60. E mai veche ca 97. Sporting? Nu, Sportingul e mai Sportingul veche. Sportingul e cea mai veche marcă sau brand fotbalistic în viață al roșiorului. De ce vreți să faceți această schimbare? Nu e un transfer de identitate sau... Nu. Galeria strigă Rova. Da, nu numai galeria, toată lumea v-am spus încă o dată. Noi, haideți să vă spun despre ce e vorba cu schimbarea de nume. Depus actele, a ieșit o hotărâre judecătorească, chiar luni sau marți, săptămâna trecută am primit-o. Nu putem să facem schimbarea de nume până data de 30 mai, dacă nu mă știu, sau 30 iunie 2015, pentru că atunci e o perioadă de 30 de zile când poți schimba denumirea la federație. Deci chiar dacă făceam această schimbare, tot sub titulatura de Sporting jucam până la campionatul acesta, jucam tot pe denumirea de Sporting. Probabil că o vom face la anul. Dacă sunteți hotărâți pe direcția asta? Da, am toate documentele necesare, am toate aprobările, deci inclusiv sigla, inclusiv tot ce trebuie, numai v-am spus, nu putem face decât de la anul și doar în intervalul de timp 30 iunie, 30 iulie, ceva de genul, nu rețin foarte bine minte. Deci nu ne-a aprobat federația schimbarea de denumire. De asta Sportingul merge sub aceeași denumire de Sporting și nu Rova. Da, asta este motivul. Da. Bun, suntem la final. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației mele de a redeschide sezonul de sport sub special. Vă doresc foarte multă baftă, dorim foarte multă baftă lui Sporting Roșiori de Vede. Vom fi alături de dumneavoastră la meciurile de pe teren propriu. Telespectatorii noștri vor putea vedea pe Media Sud meciurile pe care Sporting le va disputa acasă pe Municipalul Roșiorean. Vom avea de asemenea și meciul din Liga 4-a, care va continua și în acest sezon la Media Sud. Rămâneți așadar cu noi. Săptămâna viitoare ne întâlnim cu Liga 4-a. Telorman a parcurs și ea câteva etape, surprize
au mari. Mari au apărut. Mari surprize. FCM Alexandria pierde la Rapid Buzescu, Inter Gălăteni se pare că s-a retras din competiție. Avem o nouă echipă de fotbal bine organizată cu mari pretenții la turnul, inițiativă privată. Sunt lucruri frumoase. Eu sunt chiar prieten cu patronul de acolo, sunt realizează Rafini, da, realizează foarte, foarte multe lucruri frumoase, începând de la infrastructură și terminând cu echipa. Să știți că chiar dacă a spus că nu se pricepe, eu cred că se pricepe, pentru că dă dovadă de într-un timp foarte scurt a făcut foarte, foarte multe lucruri frumoase la Târgu Mureș. Dragi prieteni, cu această afirmație a domnului președinte Gabriel Vădulescu punem punct aici prima ediție din sezonul 2014-2015 al emisiunii Sportul Special. Bogdan Codruță vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți în continuare cu noi. După publicitate vin știrile. Toate bune, la revedere.